vă spuneam, astăzi o să vorbim despre aranjarea mesei. O să facem puțină istorie, gândindu-ne la faptul că prima dată s-a vorbit sau s-au găsit scrieri pentru prima dată din Egiptul antic, deci în urmă cu 4500 de ani, lucrări scrise de către judecătorul suprem, cel care organiza ziua întreagă pentru faraon. Judecătorul suprem a scris primele lucrări despre aranjarea mesei și despre cum mâncăm, ca să le lase moștenire mult mai târziu. Aranjarea mesei a ajuns ceva obișnuit. Regii și nobilii, când se mutau dintr-un castel în altul, își luau cu ei toate tacâurile, toate farfuriile, tot ce aveau și le duceau în căruțe în spatele convoiului cu toată intendența palatului. Până în secolul al XIV-lea sau al XV-lea se mânca pe o masă care era făcută din două capre de lemn, peste care se așezau două planșe de lemn și o pânză care ținea loc de față de masă. Pânza respectivă era folosită pentru șters pe mâini, în cele mai multe cazuri, de către meseni. Mult mai târziu s-a ajuns la concluzia că nu se poate face așa ceva și au apărut cervețelele. Mâncarea era pusă pe așa zisele tranșoare sau tocătoare, cum ar fi la ora actuală, peste care se punea o felie mare de pâine, în care se punea un sos și carnea care trebuia mâncată. Se mânca dintr-un vas comun, odată cu apariția caolinului și a obiectelor venite din China, a apărut și ideea de porțelan, ideea de eleganță, au apărut farfuriile din argint sau din aur, au apărut farfurii individuale. Pe mijlocul meselor se puneau adevărate obiecte de artă, niște dulapuri făcute din argint, de obicei, în care se găsea tacâmul pentru nobilul casei, pentru persoanele cele mai importante, erau tacâmurile respective, sarea și piperul, care erau extrem de rare și extrem de scumpe. Caterina de Medicis a inclus furculița la curtea Franței. Și de aici, Ludovic al XIV-lea a impus-o. Prin secolul al XVII-lea au apărut paharele de sticlă. Au apărut de la Murano, din Italia. Iar începând de atunci, marea burghezie și nobilimea au început să se ocupe de adevărata aranjare a mesei. Adică a apărut o cameră, era folosită doar pentru mâncat. Nu era folosită și pentru altceva, cum era înainte. Punem o masă, o așezăm pe două capre și după care o scoatem ca să putem dansa. Nu, s-au făcut sălile speciale pentru mâncat, deci ceea ce se cheamă sufragerie, unde se așează masa și scaunele cu un bufet, cu câteva obiecte necesare pentru servit și asta este tot. La ora actuală, o masă normală și frumoasă trebuie să aibă un spațiu suficient, este în jur de 60 de centimetri. 60 de centimetri înseamnă 60 de centimetri între o farfurie și altă farfurie. Ajungem și la amenajarea mesei. Ca să facem o masă frumoasă, după ce am pus o față de masă de cele mai multe ori albă, pentru o masă oficială, putem să punem o farfurie de prezentare, așa, după care punem farfuria pentru felul principal, care trebuie ținută în fața noastră. Farfuria de prezentare este așezată la 2 cm de marginea mesei, iar după asta putem să aducem farfuria pentru aperitiv, care poate fi folosită, o farfurie pentru aperitiv poate fi folosită și pentru desert. Așa? Iar peste farfuria de aperitiv, dacă facem supă sau ciorbă,
persoanele când se așează la masă trebuie să aibă farfuria plină, deci farfuria de supă este plină când ne așezăm la masă și începem să mâncăm. Când se debarasează farfuria de pe masă, se ia farfuria mică și farfuria mare și le punem la o parte. Când aranjăm masa, cuțitele, fiecare se întreabă cum facem cu atâtea cuțite și furculițe și așa mai departe. Cuțitul se așează întotdeauna în partea dreaptă și cu lama spre interior. Furculița, pentru felul principal, se așează în partea stângă. Trebuie să precizez aici că, după moda franceză, se face această aranjare a mesei cu vârful furculiței sau lingurei spre în jos, pentru că monogramele și armoariile nobilimii se găsesc aici, pe partea internă a furculiței. Pe când în societatea engleză sunt în partea cealaltă, deci sunt spre exterior. Englezii plasează furculița cu dinții spre în sus pentru a putea vedea monogramele. Francezii aranjează furculițele și lingurile cu vârful spre în jos pentru a vedea monogramele. Celelalte două cuțite pentru antreuri sunt așezate de aceeași manieră, unele lângă altele. Dacă este servit pește prima dată, aranjăm cuțitul și furculița de pește. Cuțitul și furculița de pește le aranjăm la fel ca și celelalte normale. Cea din urmă este lingura, pe care o așezăm tot vârful spre în jos. În schimb, este așezată spre cu vârful spre în jos, în schimb este așezată ca prima, pentru a fi folosită prima atunci când mâncăm. Pentru tacâmurile pentru desert sunt așezate în fața farfuriei. Lingurița este așezată de la dreapta la stânga. Lingura pentru sos, dacă este cu un sos englez sau dacă este zemos desertul, este așezată de la stânga spre dreapta. Mai avem și mai putem folosi tacâmurile pentru desert, care, în general, sunt aduse cu farfuria pentru desert, în același timp cu farfuria pentru desert. Trebuie să precizez că în marile dineuri, la marile mese foarte importante, niciodată tacâmurile pentru desert nu sunt plasate pe masă. Așa. Trebuie să ne gândim și la cum plasăm paharele pe o masă oarecare. În Franța se procedează cu paharul pentru vin alb, este primul, în partea exterioară mesei. Paharul pentru vin roșu este așezat lângă el și spre interior, iar paharul pentru apă este așezat primul din partea stângă. Dacă servim șampanie, cupa de șampanie este așezată puțin retrasă. Este așezată puțin retrasă de restul paharelor. Cam asta ar fi despre pahare. Dată masa aranjată, trebuie să ne gândim că, bineînțeles, avem nevoie de un șervețel. Pentru masa de prânz, șervețelul se aranjează pe farfurie în mod triunghiular, fără fantezii, nu suntem la un restaurant sau la o cârciumă unde să trebuiască să le punem în pahare, deci aranjează cu unghiul în triunghi, cu unghiul spre conviv, spre musafir. Dacă vorbim despre masa de seară, șervețul se așează lângă furculiță și lângă furculițe, așezat în dreptunghi. Șervețelul, când începem să-l folosim, îl luăm din partea în care este dispus, nu-l fluturăm ca pe un steag, așa, în schimb, îl desfacem în două și îl așezăm
frumos. Îl așezăm frumos pe picioare. De câte ori folosim tacâmurile, așa, trebuie să avem, să facem o atenție oarecare cum le folosim. Deci furculița întotdeauna ținută în mâna stângă, cuțitul ținut în mâna dreaptă. Putem să tăiem mâncarea și să o ducem spre gură, liniștit, cu mâna stângă. Dacă vrem să vorbim și nu să mai mâncăm, trebuie spuse pe farfurie tacâmurile și nici de cum așezate, sprijinite de farfurie. Întotdeauna când am terminat de mâncat o înghițitură, dacă avem altceva de făcut, ne punem tacâmurile în paralel pe farfurie. Să nu uităm că, după metoda franceză, am fost întrebat de foarte multe ori, cum se mănâncă supa și ciorba. După metoda franceză, supa o mâncăm cu lingura și cu vârful lingurii spre noi. După metoda anglosaxonă, aceeași lingură este folosită pe laterală. Așa. Acum este bine și într-un fel și în alt fel. Depinde de dumneavoastră cum vreți să o folosiți. După metoda franceză, după metoda engleză, anglofonă. Tacâmurile de obicei sunt dispuse în ordinea folosirilor. Deci prima dată lingura, am folosit-o, după care sunt tacâmurile de pește pe care le folosim, le punem deoparte și pe ele. Avem tacâmurile pentru aperitiv sau pentru ce mâncăm, pe care le folosim, când nu le folosim, le punem de aceeași manieră. Tăișul cuțitului trebuie să stea spre persoana care le folosește și nu spre exterior. Nu gesticulăm cu tacâmurile în mână, nu ne amenințăm vecinul, altfel spus, îl arătăm cu cuțitul. Sunt lucruri care nu se fac niciodată la masă. Un cuțit și o furculiță sunt folosite doar pentru a duce mâncarea la gură. Se spune, de altfel, că se poate trăi foarte bine fără un cuțit la masă, dar nu fără furculiță. Deci, cel mai mult trebuie să folosim furculița. Ce aș putea să vă mai spun? Paharul îl folosim, îl ducem la gură, dar trebuie să știm că nu se ține cu degetul întins, nu se ține nici de cupa paharului, pentru că se încălzește vinul sau băutura care este înăuntru. Se ține de coadă și sprijinit lejer pe cupă. Să nu uităm că la o masă în Occident, la ora actuală, după ce am mâncat supa, după ce am mâncat felul principal, este servită brânza. Brânza nu este servită de două ori la o masă. Pentru a mânca brânza este folosit doar cuțitul. Luăm o bucățică de pâine, pâinea nu se taie cu cuțitul. Pâinea se rupe și pe bucățica de pâine ruptă se așează o bucățică de brânză. Dar toate astea țin de bunele maniere. Toate astea țin de bunele maniere în cotidian și de savoir-vivre.